Hipertensiunea arterială este o problemă care dă bătăi de cap multor oameni de-a lungul globului. Din fericire, pe lângă tratamentele prescrise de către medic, o dietă sănătoasă ne poate fi de ajutor pentru a ține această problemă sub control. Un medic cardiolog ne spune care sunt fructele perfecte pentru a scădea tensiunea. Potrivit informațiilor oferite, primele fructe recomandate de către specialiști sunt bananele. Potrivit acestuia, ele au îndeajuns de mult potasiu, iar studiile au demonstrat că sunt utile în controlul hipertensiunii. De asemenea, se pare că ele pot reduce și efectele sodiului asupra corpului nostru. Bananele sunt o sursă bună de potasiu care s-a demonstrat că ajung în controlul hipertensiunii. Este recunoscut pentru proprietatea sa de a reduce efectele sodiului în organism și de a atenua presiunea din pereții vaselor de sânge, ne spune medicul cardiolog. De asemenea, o altă alegere perfectă pentru sănătatea inimii noastre este și avocado. Datorită conținutului de potasiu, cât și a grăsimilor nesaturate pe care le are, avocado este alegerea perfectă pentru o gustare delicioasă, care nu ne va deregla tensiunea arterială. Fructele de pădure și kiwi sunt perfecte pentru sănătatea inimii noastre. O altă alegere perfectă pentru scăderea tensiunii arteriale sunt și fructele de pădure, ne mai spune specialistul. Fructele de pădure conțin antioxidanți, inclusiv antociani, care potrivit cercetărilor pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale, explică medicul. În final, un alt fruct extrem de util pentru cei care suferă de tensiune arterială crescută este și kiwi. O sursă bună de vitamina C, kiwi poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale la cei cu hipertensiune primară, a afirmat doctorul. Cercetări recente au arătat că o porție zilnică de kiwi poate reduce tensiunea arterială sistolică, relatează click.ro.